Săptămâna debutează cu vreme rece și instabilitatea atmosferică, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Astfel, marți, cerul va rămâne înnorat, iar pe arii restrânse ar putea cădea precipitații sub formă de ploaie, care ulterior s-ar putea transforma și în lapoviță sau chiar din soare. Totodată, în zonele joase sau cele înalte, în primele ore ale dimineții sau noaptea, va continua să persiste ceața densă. Vântul va bate moderat cu posibile intensificări. În aceste condiții, maxima resimțită la nord va urca până la plus 3 grade, în centrul Moldovei și în capitală până la plus 4, iar în partea de sud a țării nu va depăși plus 5 grade. Noaptea minima va oscila între minus 2 și plus 3 grade Celsius. În următoarele zile, vremea de afară nu va suferi mari schimbări, iar pe cer va reapărea soarele. Maxima care își va păstra valorile pozitive va rămâne în continuare ridicată pentru ultima săptămână a lunii ianuarie. Vântul va bate moderat cu posibile intensificări potrivit datelor actualizate ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat.